și de FCSB. Mă rog, a intrat Gigi Becali azi noapte în direct, i-a făcut praf pe toți de la Ștefănescu până la Băluță, mai înțeles. Cum ți s-a părut? Nici nu știu ce să zic la FCSB, să zic dacă a fost o lentoare, o lejeritate în abordarea jocului. Veneau după, mă, să știi că entuziasmul după un 7-1, indiferent că joci cu niște amatori, că joci cu... Așa e entuziasmul scos greu. Mm-hmm. Tu-l scoți greu din mentalul jucătorilor. Și atunci n-am înțeles nici cum a început primul 11, singurul jucător care pe căldurile astea să poate să rupă ritmul e Băluță ăsta, care eu l-aș fi văzut de la început să poate să-ți rezolve ceva, dar în schimb nu trebuie să minimalizăm ceea ce a făcut Ucluș. Ți-am zis, o echipă foarte bine așezată în teren, o echipă solidă, o echipă care ține mingea, o echipă care are calitate, vin la primit și acoperă foarte bine terenul. Acoperă foarte bine terenul și mi-a plăcut atacantul de la Ucluj, atacantul foarte bine care a ținut, Betaieb ăsta care l-a luat, a ținut de mingie și astea. Intră băiatul ăsta care a venit de la Bari înapoi, n-ai voie să ataci așa în careu, ai 1-0, a făcut atacul ăla cu talpa, ăla e cartonaș roșu. Cine? Ejuma. Deci, Ejuma. Da. E să ăla e cartonaș roșu și direct îi rupe glezna. Care se neagă jocuri bune, adică un super da. Cupă da. Și... Da, îi rupe glezna. Adică... Pentru mine, m-am uitat și ieri, Radunovici, distrat foarte multe mingi greșite, în lung de linie, se vede, date afară. Se vede că, e cu, se vede că situația lui Radunovici nu e clară, se da. Vede. Mi-a plăcut Musi, mi-a plăcut Musi, vână, s-a văzut că a jucat la Petrolul anul trecut, vână, unul contra unul, a încercat, a adus un plus, Olaru, un pic, parcă, în ghilimele așa, plictisit, toropit, nepregătit. Mai ales pe final de joc. Exact, exact. Greșite, joc, foarte da. Multe pase greșite. Da, și Umida vine după un euro. Da, 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 da. Așa. Șut la fel. Venit după echipa națională, după asta. Ei au dorit să rămână în continuare, să nu-și ia vacanță. Da. Ceea ce contează, te apasă. Dar încă o dată vreau să scot în evidență jocul bun al celor de la Ucluj, care eu... Cred, și uite, să țineți minte emisiunea asta, cred că anul ăsta se bate la play-off fără probleme. Da. Ștefănescu, Șumi, cum vi s-a părut? Păi acum vreți să-l facem pe Ștefănescu... A jucat peste... un meci și l-a lăudat toată lumea. Și acum joacă un meci slab și îl distruge toată lumea. Da. Nu se poate nota așa. Nota echipei. Nu se poate. Este un jucător l-a distrus care... toată lumea. Gigi l-a distrus, este un nu jucător toată lumea. Care îți poate face diferența. Un jucător de picior stâng care îți poate face diferența. E clar. Dar nu înseamnă că neajutându-te echipa, fiindcă ești dependent la un moment dat, nu, Ștefănescu deocamdată a venit în București, știi cum se zicea pe vremea mea când da. Veneai în București? Bă, să nu calci pe calea de, la tramvai că te curentezi. Ești nebun, Bucureștiul fură fraierii. Nu e ușor. În momentul când vii să joci la Rapid, să joci la Dinamo, să joci la Steaua, la să joci la FCSB, e presiune. Nu e ușor. De la Sepsi... Hai, ra, sepsi, OSK, nu știu ce, ok. Cu tot respectul pentru ce fac oamenii da, de acolo. Da, n-are, înțelege. Dar vreau să spun presiunea de la FCSB, presiunea patronului, ceea ce nu exista la așa. Hai să întreb ceva, Ștefănescu va rezista la presiunea patronului? Păi asta nu-l cunosc, nu știu caracterul, nu știu... Nu știu că nu-i ușor cu Gigi. Nu știu caracterul, nu știu. Dar... Aici poate să fie o virgulă cu presiunea patronului? Eu cred că va rezista. Și eu cred în el, eu un jucător bun. Deci pentru mine este un jucător bun. Este unul din transferurile pe care eu le-aș fi făcut la Rapid. Eu l-aș fi luat la Rapid. Păi și unde juca? Sistemul ăsta. Stai, unde juca? Cine? Eu sunt de acord cu tine. Cine? Ștefănescu, unde-l băgai? Nu jucam 3-5-2. Nu, dar hai să vorbim de sistemul ăsta. Păi nu jucam 3-5-2. Că uite, era în situația lui Petrila dacă era la Rapid? Păi stai mă, eu l-aș fi luat eu și Șumudică, dacă eram antrenor. Dacă e domnul Lennon, nu l-am luat. Și nu jucai sistemul care și nu jucam sistemul ăsta. Bă, dar spuneți-mi și mie, de ce iau dat numărul 10 lui Petrila? Păi pe vremea mea Petrila era 7 sau 11, n-are nicio treabă cu 10. Că aici numai că numele au aleg ăia mai vechi. Păi nu, i-a dat de înțeles și lui că nu mai joci extremă. Zecele poți să joace doar în centru undeva. Sau pe bancă. Sau pe bancă. I-a dat de exemplu. Deci tu nu ai cine nu ți-a plăcut la FCSB ieri? Ce nu ți-a plăcut? Sau ce nu ți-a plăcut la FCSB? Nu mi-a plăcut Radunovici. Da. Au câștigat. Cu capul. Au cei mai buni fundași central în momentul de față. Engazana n-am văzut în viața mea. Și Daua? Nu pierde duel. Și Daua. Bun, amândoi buni. Agresiv. Bune, agresiv, răi. Adică la campionatul nostru fac față fără probleme. Crețu, săracul.
dacă îi pui zidul în față, îl sparge, n-are nicio treabă, aleargă, aleargă, aleargă și face treaba, adică e dornic și astea, dar nu are calitatea. Dar cum ți se pare inovația tactică a lui Gigi, care, a vrut să-l, care vrea să-l pună pe Băluță fundaș dreapta? Inovația? Pe Băluță. A zis aseară, Gigi, m-a oprit ștaful, eu am vrut să-l pun, dar lasă că data viitoare nu mă mai oprește. Nu, cum să joci cu Băluță fundaș? Nu. De ce, nu ți se pare genială? Ce? Mutarea cu Băluță fundaș dreapta. Da, e ca și cum i-a tras glonțul în cap la președinte la aia, pe la... Unde n-ai văzut? De la ciupi puțin pe la urechi. Și cine îi trage? Lui Băluță? Păi... S-au tras singur? Păi cum? I-a tras glonțul lui Băluță, dă leșii pe Băluță, pe partea dreaptă. Cum să joace Băluță? Nu o vezi pe asta? Așa a zis Gigi. M-a oprit ștaful, dar data viitoare nu o să mă mai oprească. Păi dar iau trei soluții acolo. L-au luat și pe, cum îl cheamă? Anti. Ai la Antuni sau cum îl cheamă? Da, Antuni. Da. Fundaș dreapta. Și o să revină și Pantea, care este under, normal. Da, da, da. Mai adică iau soluții și la Musi, care este under, îl au și pe Pantea. Băluță fundaș dreaptă, care? Așa zici, Gigi. Care e problema? Mamă, Horia, ți-ar de Caterinca dimineața și nici n-am... A? De ce mă? Mă, cum să-l băi? Măi, antrenorul anului, Gigi, respectați-l mai mult. Dar eu nu râd, cred că a citit Viorel Mateanu, pentru că făcea la Baia Mare, avea cu fundul de sac. Cine a citit Viorel Mateanu? Domnul Gigi Becali. Pentru că îi rotea. Eu eram la un moment dat, eram copil de mingi și a jucat Baia Mare în Ghecea. Și asta am mai povestit-o. Nu înțelegeam nimic din fotbal la vremea aia, dar știam că numărul 2 e fundaș dreapta, numărul 3 fundaș stânga, numărul 7 extremă dreaptă, 11 extremă stângă, 9 vârf. 6 libero. Și 6 era libero. Și stând pe o margine de teren acolo, știam că acolo trebuie să vină 2 cu 7 pe partea mea și să le dau mingile, să le dau... Și la un moment dat apărea 3, apărea 9... Apare și nu, eu nu înțelegeam nimic și mi-am întrebat antrenorul de la vremea respectivă și mi-a zis, domne, aici la un domn, Viorel Mateanu, care este un inovator și care jucătorii să rotesc în timpul meciului. N-am înțeles nimic nici atunci și nu prea am înțeles nici acum. Dar Băluță care venea, păi venise rândul să joace fundaș dreapta și atunci din opera lui Viorel Mateanu. Îl termin dacă îl bagi acolo. Dar n-ai cum, nu există amă că-i glumă, mă, ce n-ai, Robert, ce să... Cum? Păi nu dai trei fundași dreapta de la glumit, dar nu mai contează. Nu. Omul e clar, m-a oprit ștaful. Că tot se vorbește de atacantul ăsta. Mie mi-a plăcut Popa. Și mie îmi place. Joacă redublat, deși forțos. Deși mie îmi place. Este... Jur, dar știi toată care problema? Lumea zicea... Părerea mea că are câteva kilograme în plus, nu la știu. Cum îl văd. Da, nu știu, față da. De... Dar pare mai solidă că mai solidă cât era la Ucluj. Pare, da, dar știe joc. Poate, știe joc. Redublează, pleacă pe spații libere. Demarcări foarte bune. Este unul dintre atacanții care dă culoare jocul la noi campionat. Că toată, domne, nu-i spectacol. Eu când am dat asta cu nu-i spectacol, păi uite de câte ori pleacă dintre fundaș central, vine a primit, joacă din prima, face o bolă așa și pleacă. Dar aduți aminte, îți dau exemplu. Așezarea la golul lui Ștefănescu. Bravo, asta am vrut să zic. Aseară o așează la fel. Asta am vine să dintre zic. Aia o așează și dă ăla la poartă. Deci el din mișcare oblică, da. Ia adversarul cu el, așează pentru Ștefănescu, da. Duce adversarul, îi creează spațiu, da. Și ăsta o pune cu latul. E un transfer reușit. E da, un transfer și dacă o să aibă răbdare cu el, Popa marchează peste 10 goluri. Mie îmi place. Da, fără probleme. Eu zic că problema FCSB-ului. Doar să nu-l pună Gigi pe Popa fundaș central. Nu poți, ăștia doi sunt top. Știu, dar poate cine știe la un moment dat. Cei mai buni fundași central. Cuplu așa bundă, scuză-mă. Și bine, și lipsește Chiricheș, care și Chiricheș a jucat bine. Dacă intră Chiricheș, dar nu știu de ce n-a jucat ieri. Îl pregătește pentru meci. Nu, serios vorbesc. Îl pregătește pentru retur. Nu, a fost pe mancă. Păi ce, cu returul, cu ce, cu San Marino? Păi... Hai mă, două n-ai bine. O fi obosit. Stai, dar stai să te întreb ceva, acum să te întreb ceva. Unde putea să joace aseară? Nu juca unul dintre englezii. Nu, de acord, dar dacă ăștia doi par ăștia un cuplu doi, foarte... Mi se pare un cel mai bun cuplu de fundaș central. Hai să vă întreb ceva, fii atent, hai să vă întreb o chestie. Andrei, Șumi, Robert, hai să vă întreb ceva. Ar putea, mai poate, sau nici nu se pune problema? Vă întreb, acum pun și o întrebare de amator, că știți că eu nu mă pricep. Ar putea să joace Chiricheș la mijloc? Niciodată. În locul cui? Nu, locul întreb. În locul cui? Niciodată. A? Păi pe cine? Păi n-are calitate de mijlocaș niciodată. Nu? Acolo un închizător? Dacă joci în trei fundași central, joacă foarte bine. Uh-huh. Da, dar nu joacă. Să urce cu mingea să-ți facă superioritate, îți dau un exemplu. Dar dacă joacă el în patru, postul lui de bază este fundaș central. Uite, nu la începutul carierei lui, când
avea potență fizică, a jucat în fața apărării la Pandurii și a făcut-o foarte bine. Pentru că aici... În fața apărării. Da, adică el calitate cu minge are. Problema lui în momentul în care ar urca la mijloc e de travaliu. În momentul ăsta. Și are segmente foarte lungi, Andrei, și acolo trebuie să fii, fotbalul de atunci nu mai este cel de acum, trebuie să fii foarte rapid, trebuie să te informezi, el are segmentele lungi, el trebuie să vină cu fața spre joc. Dacă îl prinde odată cu spatele spre joc și i s-a făcut presiune, are probleme, da. Adică de așezare. Acum, la vârsta asta, eu cred că nu poate juca. Acum acolo. Nu poate. Nu poate. Iar cum arată în Ghezana cu Daua, cred că îi va fi greu și lui Chiriche să se impună. Depinde și de ce mai face Daua, că și el, adică el e pe duel fizic, este foarte bun, dar în zona de construcție... M-am uitat ieri, a recuperat o minge în lateral, într-o luptă aici, fără faul și tot îl ținea de tricor, adică atât de inteligent cum a putut să atace, fără să facă fault, deci ăsta în Ghezana mare câștig. Daua să repede, asta este, aici. Pentru mine este cel mai bun fundaș central din prima ligă la ora actuală. Cine? Ghezana, nu? Da. Extraordinar, nu? Da. Peste Blaze? Peste Blaze? Și eu vă spun ceva. Ironic, uite, o să vedeți într-o lună, poate două... Blaze că o să devină foarte bun. Șumi. Eu vorbesc de meciul de jocul de ieri. Șumi, eu vă mai spun ceva. O să vedeți într-o lună, două, că va crește Anvi în dreapta. O să vedeți. Dacă joacă. O să joace. Eu zic că va crește, pentru că ce se întâmplă? Aduceți-vă aminte. Jucătorii, mai ales jucătorii africani, au nevoie de minimum 6 luni perioadă de acomodare. N-ai cum. Nu ai altfel cum. Așa s-a întâmplat cu Nghezana. Nghezana a început și el șovăitor. Nu a avut meciuri grozave. Însă, încetul cu încetul, după ce au trecut lunile... Mai găsești, dar foarte puțin care să adapteze exact. Imediat. Andvi la fel. Aduceți-vă aminte, Rachetă, sezonul trecut, Doamne, a avut săracul vreo două meciuri, că ne miram toți ce n-ai caută la FCSB. E, l-am văzut sezonul ăsta. A prins o pregătire. E altceva. Da. Mult mai multă încredere l-am văzut în el. Adică, cum să spun, vrea să-și pună calitățile. Asta zic, peste două luni s-ar putea să avem un Andvi, nu neapărat la nivelul lui Ghezana, dar iarăși cu un update de calitate. Da. E clar că le trebuie 6 luni de adaptare minimum. E clar, eu m-am lămurit cu păi și pe Stadolia am promut acum, care e tot african, păi, e nigerian. Asta e situația. A fost la Tiraspol și știe zona. Da, mă rog, îl ia împrumut. E de adaptat. Înțelegi? Îl ia împrumut. Deci nu ți-a plăcut Șumi, Olaru nu ți-a plăcut, nu? Nu, ieri mi s-a părut un aerian. Pic obosit, un pic ieșit din ritmul jocului. Știi cum mi s-a părut? A încercat să dea foarte mult la poartă, stând cu dreptul și dorea să marcheze. Ceva de genul, bă, am fost la Euro, mai înțeles, m-am întors iar la ale noastre. S-a văzut lipsa lui Florinel, să știi. Da? A lipsit. Se vede clar în momentul în care Coman îți rezolva jocul 1-1, avea calitatea asta să-ți rezolve jocul, mai ales în campionatul intern. Dacă la un campionat european e mult mai greu, că ai în fața o alți adversari, în campionatul intern îți rezolva jocul. Multe jocuri. Uh-huh. Îți rezolva jocul. Deci s-a văzut. Ei au pierdut un jucător extraordinar. Exponențial. Exponențial. Pentru mine, un jucător care face... Băi, frate, am fost la nuntă acum. La un moment dat, a venit, m-a luat în brațe, l-am luat... Stâncă, bă, frate, mă. Da? Ai îmbrățișat o stâncă? La fel ca Niță, nu știu, mă gândeam, bă, stâncă, bă, nu știu, o lucrau ăștia.